Da, bună dimineața, sănătate! Să spunem bună dimineața, sănătate! Despre dificultatea la înghițire. Exact, despre dificultatea la înghițire vorbim astăzi. Poate apărea la orice vârstă o tulburare dureroasă care uneori face înghițirea imposibilă. Dacă necăm frecvent atunci când mâncăm, dacă alimentele rămân blocate cumva în esofag, atunci avem nevoie imediat de îngrijiri medicale. Și amănunte aflăm chiar acum. Disfagia sau dificultatea la înghițire produce disconfort pacientului și indică faptul că există o problemă în funcționarea organismului. Ce semnificație are dificultatea la înghițire? Dificultatea la înghițire este fără îndoială un simptom de alarmă care face ca pacientul să se prezinte la doctor. Unii spun că nu pot să mănânce alimentele obișnuite care până mai de ună zi făceau parte din meniul lor zilnic, dar se poate să fie și situații în care pacientul nu poate să bea nici apă. Din ce cauze poate apărea această dificultate la înghițire? Dificultatea la înghițire apare de obicei în boli care se localizează la nivelul faringelui, joncțiunii faringo-esofagiene și esofagului. Practic, cancerul esofagian, care este o boală rară, dar redutabilă, este o cauză care generează dificultăți la înghițire. Acalazia, o boală neuromotorie în care pacientul ne spune că nu ne poate înghiți nici alimente și nici apă. Atunci când pacientul a ingerat în tinerețe substanțe caustice, la un moment dat se poate întâmpla ca mâncarea să nu mai paseze dincolo în mod normal și este o altă cauză care se manifestă ca dificultate de înghițire. În vremea modernă există descrise și alergii ale esofagului, așa numită esofagită eozinofilică, care și ea face ca pacientul să se prezinte cu dificultăți de înghițire. Ce avem de făcut să scăpăm de dificultatea la înghițire? În primul rând, pacientul trebuie să se adreseze unui medic specialist care poate să-l și investigheze și eventual să-l trateze. Atunci când dai, de exemplu, un cancer esofagian, echipa este multidisciplinară, endoscopia digestivă superioară și tomografia pun diagnosticul și împreună cu echipa, eventual cu echipa chirurgicală, se rezolvă problema. Atunci când avem stenoze esofagiane postcaustice, există măsuri mini-intervenționale, dilatări cu bujii și cu baloane. Esofagita eozinofilică, de exemplu, beneficiază de tratament cu inhibitor de pompă de protoni și medicamente antialergice specifice după ce examenul biopsic o probează. Deci, practic, endoscopia superioară, computer tomografia și abordarea cazului în echipă duc adesea la soluționarea, indiferent de cauzele pentru care pacientul vine la noi. Practic, dificultățile de înghițire creează adesea urgențe și pacientul trebuie să se prezinte repede la medic și măsurile trebuie să fie și ele rapide. Altminteri, scăderea ponderală duce la deteriorarea biologică generală și, sigur, și consecințele care decurg. Mare grijă, unele persoane nu știu că au aceste probleme cu deglutiția, deoarece compensează în mod inconștient, consumând alimente poate ușor de mestecat sau mestecând mai încet. Și atunci cumva compensează, nu realizează că au o problemă ce ar trebui rezolvată. Deci repetiții. Da. Repetiție, 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 după cum s-ar spune. Mulțumim tare mult, Simona Bălănescu, se întoarce și miercuri să vorbim despre sănătate, cam pe la ora asta. Subiectele, să știți că nu și le alege din sânul redacției, ci pur și simplu așa nu este. Nu întotdeauna. Așa este, așa este dat. Mulțumim tare mult. Mulțumesc și eu. Băieți, care e gândul?